Lotul oțelului Galați a suferit numeroase modificări în această vară. roș al Balbaștri au terminat pe locul 8 în Superliga și au avut un sezon excelent pentru o formație nou promovată, la finalul căruia au pierdut dramatic la penaltiuri finala Cupei României contra Corvinului Hunedoara. Eduard Pap, Relu Stoian, Claudio Mocanu, Dragan Lovrici, Dan Panait, Costin Gheocel, Vasile Jardan, Pablo Gaitan, Anne Rusevici și George Cârjan s-au despărțit de formația gălățeană, însă Dorinel Munteanu și-a întărit lotul în toate compartimentele. Stipei Iuri Neluț Roșu, Maxim Covaliov, Iostin Popescu, Cristian Chira, Vasilie Giurici, Nicola Ștefanovici, Valerio Galio, David Maftei, Bogdan Stanciuc și Albert Hofmann sunt numele noi cu care Dorinel Munteanu va ataca play-off-ul Superligii și este de așteptat ca la malul tunării să mai sosească și alte întăriri. Fotbalistul George Cârjan, în vârstă de 35 de ani, și-a anunțat retragerea din activitate. Născut la Galați, crescut la grupele de copii și juniori ale oțelului, George George Cârjan s-a decis să își agațe ghetele în cui, după ce a pus umărul la renașterea clubului. În anul 2017, acesta a revenit acasă și a rămas alături de culorile roșu al albastre chiar dacă a ratat de patru ori promovarea în Liga Secundă cu Oțelul. În anul 2022, Dorinel Munteanu s-a întors la Galați, iar fosta a României a promovat succesiv din Liga A3 a până în Superliga. Om de bază în Liga Secundă, George Cârjan a pierdut contactul cu primul 11 odată cu revenirea în primul eșalon, însă și a ajutat echipa de fiecare dată când a intrat pe teren, iar finalul carierei sale este demn de laudă, având în vedere continuitatea și devotamentul pe care fostul jucător l-a arătat pentru clubul gălățean. Conform unei publicații locale, George Cârjan are șanse de a rămâne în conducerea oțelului, la fel cum a făcut și Cristi Sârghi. Chivu de la Galați a retras în anul 2023, însă a rămas director sportiv și unul dintre oamenii de încredere a lui Dorinel Munteanu. George Cârjan este cel mai bun marcator din istoria oțelului Galați.